pentru mine, trebuie să mărturisesc, a fost unul din, din modele acesta al poetului traducător. Pe de altă parte, cred că este această, acest tip de, de a fi în cultură, de a produce cultură, este, un, este o constantă, așa, un mare model românesc. Poeții la noi traduc. Cred că și, și Mircea îi place să traducă când ce îi place pune, se, iese la bătaie, nu poți să nu comunici ce vrei. Pentru mine este un, un monument care nu era deloc un monument, era o, o mână de om. Întâlnirea cu el era întotdeauna de o stranietate extraordinară. Bun, nu, nu vreau să mai am lucruri de, de evocat. Pe mine mă emoționează foarte mult, mă emoționează foarte mult această, această carte. Bun, deci la masa noastră este, dacă tot ai pus, nu, nu o să dăm. Simona Popescu este prefațatorul cărții. Cred că pentru că suntem, într-un fel, l-am, l-am apucat la fel, i-aș da cuvântul lui Ion Bogdan Lertele să-mi spună, să spună el proiecția lui. Pentru mine acesta era și încă n-am, n-am, n-am spus totul despre, inclusiv despre, poate mai aplicat, ca un, în calitate de critic literar, despre poetul, poetul Mircea Mei, cum se spune, Meiul. Da, eu în notițele pe care le fac pe hârtie, și eu mi-am luat la Moliv. Nu știu cum să interpretez asta, sau să explic asta. În primul rând, se cuvine să spunem, probabil fiecare, că orice produs editorial, orice formă de coagulare, de ofertă de lectură care poartă numele unui autor atât de mare, un lucru în sine minunat și fiind Valaș un autor pe care noi de aici, cred, toți îl simțim foarte aproape, cu atât mai mult. Pe Mircea Ivanescu, unii dintre cei de aici și alți colegi ai noștri, mai degrabă din generațiile vârstnice sau din generația noastră, zicem, de mijloc, foarte puțin, din ce în ce mai puțin dintre cei mai recent lansați în literatura română, am avut privilegiul de a-l întâlni efectiv, de a-l cunoaște. El s-a stins din viața anul trecut, la mijlocul anul trecut, dar era deja retras de ani buni, retras, ca să spun așa, suplimentar, pentru că transferul lui la Sibiu fusese în sine o retragere, o decizie de retragere. Mircea Ivanescu participase la viața literară, la boema literară bucureșteană, la underground literar bucureștean. Trebuie mereu să facem note la note la note și să explicăm că un sens îl are underground în perioade mai relaxate, cum de exemplu a fost perioada în care el deja începuse să publice și își scotea cărțile, dar participase și la forme de underground, mai underground, în finalul anilor 50, când deja devenise o figură, asta nu știu direct, citim mărturile contemporanilor de atunci, devenise o figură foarte pitorească a anumitor grupuscule intelectuale, iarăși intelectual boeme, bucureștene, lucra deja la revista Lumea sau la agenția de știri. Există supraviețuitori care povestesc despre Mircea Ivanescu încă de atunci, ani buni, 10, 15, poate mai mult, înainte de publicările efective, de debutul târziu, întârziat, oricum. Aplica ceea ce lor m-a făcut toată viața și anume improviza pe loc la mașina de scris în redacție, compunea brusc șuvoaie întregi de versuri, aplicând uneori rețeta pe care o a folosit-o și mult mai târziu, celor din jur le cerea să-i dea un subiect. Dăm un subiect, spunem ceva, dăm o propoziție. Și pornind de acolo, el se decupla de context și producea un flux verbal.
Există în cartea asta retrospectivă, Mircea Ivănescu alcătuită și publicată ca o carte aniversară și care a devenit după doar câteva luni când el s-a strâns în viață un fel de carte memorială. Există câteva risipite, trebuie să citești cu atenție cartea ca să le poți pune la un loc, flash-uri către acest Mircea Ivănescu de tinerețe. Pomenesc persoane care l-au cunoscut de mult de atunci, precum Virginia Noianu și alții, pomenesc nume diverse de colegi, colege de servici, de redacții ale lui Mircea Ivănescu de pe vremea respectivă, când încă o dată erau redacții politice și redacții controlate ideologic foarte strâns în anii 50, unde el lucra în departamentele de știri străine, drept care redactorii, redactorițele citeau presă străină, aveau anumit cosmopolitism și o, mă rog, emancipare pe care nu o puteau traduce în ceea ce lucrau efectiv și era controlat politic, dar atmosfera era foarte internaționalistă din toate punctele de vedere. Și dacă observi, dacă reții numele și faci legături, descoperi de pildă că apare în cartea pe care Simon a adus acum aici, alături de cartea făcută de editura Casa Radio, un mic text destul de sec, scris de o doamnă cu nume pe care nici eu nu l-am reținut, deci nu o persoană cunoscută, revocă destul de reținut, mă rog, fără expresivități literare speciale, figura lui Mircea Ivănescu și punând în legătură, cum spun, cu celelalte flash-uri, descoperă că această doamnă, astăzi, probabil, la rândul ei vârstnică și care face o sobră evocare a fostului coleg de servici, este modelul pentru Bruna Rowena. Sonete și așa mai departe. Sunt încă lucruri care se mai pot recupera din universurile astea biografice succesive, pe care însă, la care însă poetul restrânsese treptat progresiv accesul, odată retrăgându-se, cum am spus, din București spre Sibiu. Acolo în Sibiu, nefiind o figură foarte prezentă, poate... A lucrat la revista Transilvania, a avut, a beneficiat de o anumită atenție și protecție, să spunem, din partea lumii culturale și administrației din Sibiu. A lucrat mult în casă, traducând, făcând ceea ce știm. Ieșirile, poate neintenționat sau poate și cultivându-și puțin pe imagine, erau ieșiri bizare în oraș, cei care sibienii spun că putea fi văzut când și când, mergând pe stradă, la întotdeauna citind, în timp ce mergea, de pildă. Nu foarte ușor, poate am mai încercat cu toții asta, zărind cât un ziar, având nevoie să ne uităm pe ceva, dar în timp ce mergem, dar nu e foarte ușor. Cu pelerina lui Bulgarinu fluturând în spate, un personaj, într-adevăr, un personaj. Apoi însă retragerile au fost tot mai de tot, aproape de tot, odată pensionându-se, ieșind din ce în ce mai puțin în oraș și în ultimii ani, în ultima parte a vieții, din ce în ce mai bolnav, aproape că și-a pierdut vederea, a început să iasă foarte, foarte puțin sau deloc din casă, ultimii, nu știu exact, câți foarte puțini ani se stinsese și soția lui care jucase un rol important în viața lui și era practic absent, era o prezență absentă. Era o prezență în același timp din ce în ce mai prezentă literară, pentru că din literatura, din poezia românească postbelică, Mircea Ivănescu împreună cu alți câțiva au fost tot timpul selectați de 20-30 de ani încoace de seriile succesive de scriitori, poeți și de interpreți, de critici, drept numele, seria și el, dintre cele mai importante nume ale poeziei românești postbelice, așa cum, de fapt, două, trei serii anterioare de critici nu
valoasă. Deci Ionescu a avut parte în toată carina lui și de prin carte de cronici pozitive, de aprecieri, dar nu de un consens imediat foarte elogios. A trebuit să vină schimbarea, spun unii, de paradigmă mare, de epocă, a trebuit să se facă tranziția de la modernitatea târzie, de la neomodernism la postmodernism, pentru ca în nativitatea poeziei Mircea Ivănescu să se vadă un mare model și o mare ofertă literară. Mircea, zi tu, acum. Zi tu cam cum e acum la ei, cum la cei, cam cum e la... Deci asta încearcă să reconstitui cum ne uitam noi la el și cum îl funcționalizam, cum îl foloseam, cum ne foloseam nouă. Bună seara! De data asta sunt nepregătit, sunt trist ca un școlar care nu și-a făcut temele. Am avut o zi foarte complicată și n-aș fi venit aici pentru nimeni în lume, în afară de Pupi și de Horia. Am venit, de fapt, din mare, mare prietenie pentru ei și din solidaritate cu ei, pentru că nu se întâmplă lucruri bune și plăcute cu această editură, care este opera lor. Și ar fi un imens păcat să li se ia această operă. Sunt unii între noi aici care știu ce înseamnă să ți se ia o operă din mâini, cu brutalitate. De asta am venit în primul rând aici și firește și pentru că sunt unul dintre cei care îl admiră în mod sincer pe Mircea Ivănescu în toate fețele sale. N-aș zice măști, aș zice multe fețe pe care le schimba și care toate erau, de fapt, propria lui față, erau identice cu el însuși. Doar două vorbe, sau foarte puține, în orice caz, vorbe vreau să spun. Eu l-am cunoscut, vorba bine, pe Mircea Ivănescu, cred că două minute l-am întâlnit, eram într-un amfiteatru plin la un moment dat, deci nu mai știu în ce împrejurare era, și s-a apropiat de mine, eu nici nu bănuiam cum arată, nu-l văzusem niciodată, firește, și nu aveam să-l mai văd niciodată. Era, cred, imediat după 89. M-a frapat că era un om foarte mic de statură. Asta mă amintesc în primul rând. Era un om mic de statură. Ciudat, aș spune, eu n-aș zice bizar, era în limitele normalității, ca să spun așa, dar un om ciudat. Și am schimbat două vorbe, am strâns o mână mică și uscată și atâta. Atâta este amintirea mea despre cum arăta și cum era Mircea Ivănescu. Încă o amintire legată de el a fost prima lucrare de seminar pe care eu am făcut-o, nu greșesc, sunt foarte obosit, nu era de seminar, era în cadrul cercului de critică de pe vremuri, unde primiserăm mai mulți inși un fel de temă impusă, care suna cam așa, Mircea Ivănescu și Librescul. Era un cuvânt foarte la modă la începutul anilor 80. Și cei trei inși care trebuiau să susțină această teză despre Mircea Ivănescu și Digresc, unul era Ion Stratan, pe celălalt nu îl aduc aminte, absolut toți trei au susținut că Mircea Ivănescu nu e un poet digresc. Spre contrarierea profesorului care conducea cercul de critică. Și firește că Mircea Ivănescu nu este nici pe departe un poet livresc. Livresc pe atunci avea sensul de, știu eu, cum se mai zicea, clorotic, devitalizat, manierist, da? Ceva care nu avea vitalitate, nu avea sânge adevărat de poet. Așa le părea multora, mai ales celor din generațiile precedente, Mircea Ivănescu. Era memoria când era o chestie infamantă. Exact. Încă? Exact. Mircea Ivănescu era oarecum luat în derâdere.
de profesorul respectiv, căruia nu vreau să-i pronunț acum numele. Mai târziu l-am și citit cu atenție. Când am făcut lucrarea respectivă, citisem o singură carte a lui pe care o aveam întâmplător acasă, alte poezii. Se distinge așa printr-o copertă vernilă. L-am citit în continuare cu mare plăcere și mare pasiune. E unul dintre poeții pe care într-adevăr i-am citit cu pasiune, poate tocmai pentru că era atât de diferit de ce încercam noi să facem pe vremea aceea în poezie. El cred că este una dintre sursele americanizării, între ghilimele, a poeziei contemporane, moderne, să spunem așa, din timpul lui și de după el. El este fără îndoială un poet puternic influențat de poezia americană, câtorva nume mari și importante, pe care el le cunoștea mai bine decât oricine în perioada aceea. Și aș spune eu că prin asta el este fundamental, nu doar prin asta, ci și prin sunetul în specific, este fundamental. Și apoi este fundamental prin opera de traducător care s-a menționat aici. Aș spune că Joyce al său sună Mircea Ibănescu, sună absolut clar Mircea Ibănescu. Muzil sună Mircea Ibănescu, Kafka sună Mircea Ibănescu. Noi nu mai putem citi cu adevărat în traducere pe acești cinci decât în acele ediții ale lui, ale acestui om de cultură extraordinar care a fost Mircea Ibănescu. Nu vreau să mă hazardez mai mult, am spus și așa mai mult decât știam. Și sper ca altă dată să pot să mă recompensez într-un fel în privința acestui poet căruia i-am făcut în seara asta, iată, o nedreptate. Dar cred că Simona va suplini ce n-am spus eu alături de Bogdan și de celălalt Bogdan. Păi, Simona Popescu a făcut și știu că vrei să spui ceva anume și într-un fel anume, dar poate mi spui și cum a fost bucătăria, metabolismul apropiei pentru a scrie despre și dacă ai mai scris despre Mircea Ibănescu. Dragi prieteni, v-aș zice așa, vă rog să-mi permiteți să vă spun așa, dacă ați venit pentru Mircea Ibănescu aici. Dragi prieteni, n-aș vrea să preiau ceva din prefața pe care deja am scris-o și unde am și un mic subcapitol care se numește Mircea Ibănescu și Ibănescu. Și aș prefera să vă citesc ceva dintr-un text pe care l-am scris în 2011, care a apărut în cartea aceasta Mircea Ibănescu 80, cu câteva săptămâni înainte ca el să se prăbădească. Mi-am dorit mult să fiu în cartea asta, pentru că mi-am dorit mult ca Mircea Ibănescu să citească ceva scris de mine despre el. Și textul am scris numai pentru el. Și de la un punct încolo, poveștile mele s-au transformat într-un fel de poezie, un minunat prozator american ar numi ceea ce am făcut eu critificțiune. Și cred că un scriitor poate să vorbească despre un alt scriitor cel mai bine doar prin critificțiune, care nu este critică literară, cum au înțeles unii alții pe aici, ci este o formă de literatură, de generozitate și de iubire. Înainte însă, o mică poveste despre cum am ajuns să scriu prefața de pildă și cum am ajuns să-l aud pe Mircea Ibănescu. Povestea s-ar putea intitula așa: Mircea Ibănescu, vocea lui și eu. Și m-am întâlnit cu vocea lui Mircea Ibănescu atunci când m-am întâlnit cu Mircea Ibănescu. Imediat după 1990, aveam 25 de ani, am ajuns la Sibiu cu niște artiști plastici, dacă nu mă înșel, și a apărut și Mircea Ibănescu, care a venit să ne cunoască. Și
Și am început să vorbim eu cu el, ne-am retras și vorbea șoptit, vorbea bizar, abia că-l auzeam. Și așa mi-am imaginat eu, sau îmi imaginez eu, că este vocea personajului acelui lui Kafka, numit Odradek. Odradek, care nu este o ființă umană, dar e o ființă nemuritoare, e cineva care nu moare niciodată și care spune Kafka nu vorbește, ci șoptește. Și vocea asta mi-a rămas în minte pentru că era vocea mică a unui om mare și a unui poet mare și când spun poet mare, nu mă joc cu cuvintele, că mari poeți sunt mulți în România, iar pe lume sunt milioane. Cu adevărat un mare poet și aș zice că în mintea mea ar fi vreo 3-4 poeți, mari poeți, hai 5 mari poeți români. Și pentru mine, între cei 5 mari poeți români, este și Mircea Ivănescu. După episodul acesta de la Sibiu, la un moment dat, am vrut foarte mult, în timp ce citeam, aș fi vrut foarte mult să-l aud pe Mircea Ivănescu citindu-și poeziile. Asta după ce vocea lui am auzit o singură dată la televizor, invitat într-o emisiune a lui Nicolae Manolescu, în care n-a fost întrebat absolut nimic despre poezia lui și despre nimic. A fost vorba numai despre traducătorul Mircea Ivănescu. Și mi-am dorit mult să aud această voce și atunci m-am dus la un editor, și la Călin Vlasie, și am spus: Căline, ai putea tu oare să scoți un volum Mircea Ivănescu și să fie și înregistrarea cu vocea lui? Și Călin mi-a spus, era, nu știu, pe la sfârșitul anului 90 și nu se prea purtau poveștile astea, păreau așa, nu știu, complicate. Și el a spus, nu, e complicat, costă prea mult, bine. Și atunci am rămas cu obsesia asta, că vreau vocea asta lui Mircea Ivănescu. Așa cum era ciudă că n-aveam vocea lui Gelu Naum. Nu aveam înregistrată și vroiam să-l aud pe Naum și dacă nu s-a întâmplat să-l înregistreze cineva mai mult și să avem un CD, un DVD cu vocea lui atunci, am zis măcar vocea lui Mircea Ivănescu să fie. Și m-am dus la Silviu Lupescu și nu m-am dus. S-a întâmplat să fiu la ea și dacă tot m-a invitat în biroul lui, am spus, uitați, știți, m-am gândit că tare mult aș fi vrut să au vocea lui Naum și nimeni s-a gândit să-l înregistreze și ce ziceți dacă ați face o carte cu vocea lui Mircea Ivănescu, eventual niște volume de poezie în care să apară vocile acestor oameni, mai ales cei în vârstă, care se duc și n-ai vocea lor înregistrată la radio. Că iată, Mircea Ivănescu a fost invitat de 3 ori în toată viața lui la radio. Și Silviu Lupescu a prins ideea și a făcut colecția aceea de la Cartea Românească cu volume de poezie și cu CD-uri. Și culmea, singurul care lipsește, este Mircea Ivănescu. Și la un moment dat, Pufi și Horia m-au invitat să scriu o prefață despre Gelu Naum și eu și mi-au spus și o să mai colaborăm și eu le-am spus singurul de care aș mai vrea să mai scriu, singurul despre care aș mai vrea să scriu ar fi doar Mircea Ivănescu. Și atunci Pufi a zis, foarte bine, să facem o carte despre Mircea Ivănescu, cu vocea lui Mircea Ivănescu, numai că după o vreme ea mi-a spus, am căutat cu Horia, cu toată echipa noastră, ne-am dat peste cap, n-am găsit nimic. Avem o singură înregistrare, nu putem să facem o carte. Și atunci ne-a venit ideea, hai să punem înregistrarea atâta cât este și să invităm niște iubitori, poeți, care țin cu adevărat la Mircea Ivănescu, să citească câte o poezie. Și puteau să fie, nu? Bogdan și Mircea și Florin, bineînțeles, și alții mai tineri. Din fericire, tot căutând acolo în arhivă, au mai găsit câte ceva, inclusiv interviurile. Și așa a ieșit această carte.
Povestea a fost mai lungă, poate, și dacă mai e timp, eu aș citi un fragment din ceea ce mi-a ieșit mie, așa ca un poem. Eu aș vrea, la un moment dat, să scot o carte, că am deja câteva texte, legate de niște autori pe care îi mult prețuiesc și de care sunt foarte atașată. Și am început să scriu undeva acolo, în fișierele mele, despre poeți în felul acesta, prin ceea ce am numit un cuvânt de împrumut, critificțiune. Și aș mai putea să vă mai spun înainte doar un singur lucru, că doi oameni și doi poeți m-au influențat ca scriitor în lumea asta. Român, vreau să spun. Mircea Ivănescu m-a făcut să văd și să înțeleg altfel poezia. Poezia este altceva, sună un titlu al unei poezii, de-a lui. Poezia e altceva. Și al doilea este genul nou în care m-a făcut să văd și să înțeleg altfel viața. Și acum, pentru Mircea Ivănescu, pentru că sunt convinsă că nu a reușit să audă de acest text, de văzut oricum știam că nu vede, dar îmi pusese speranța că poate prietenul meu, Vancu, Radu Vancu, o să-i citească măcar niște fragmente. Și a fost prea târziu că el s-a îmbolnăvit foarte tare și apoi s-a și prăbunit. Deci ultimul capitol din textul ăsta se numește Și mai departe și mă gândeam cum să închei textul, cum să-l continui. Și mai departe, și altă dată, cu cratime, cu paranteze, multe, multe, vom vorbi despre cum vrea el să scrie un roman. În romanul pe care tot vreau să-l scriu, fac și niște semne când sunt ghilimelele, da, o să vă prindeți. Din când în când, jumătate din text sunt versurile lui. Și despre cum am tot recitit eu acest roman fără sfârșit, cu mahmuri ochi lăuntrici. Despre cum vine cuvântul livresc de la livră, nu de la ceea ce ne livrează unii și alții, despre sufletul trist și cărțile rare recitite. Și despre ea vom vorbi. Fata Morgana, frumoasa fără corp. Despre cum am dat de miezul misterului în cartea numită Poem când aveam 19 ani. Despre miezul de foc din frigul poveștii de iarnă. Și despre cum te ascunzi cel mai bine atunci când vrei să te ascunzi în literatură. Nu dincolo de mâini. O, nu dincolo de mâinile cu care îți acoperi fața, cum tot zice el. Despre cum te ascunzi cel mai bine, tot vorbind despre toate și despre cum să întemeiezi o ființă. Despre cum eu nu e un altul, ci mai mulți, imaginari, reînviați sau omorâți de personajul Murder sau cine știe cine, precum Mopete. Despre cum se plimbă el, Mopete, într-o vedenie, cum facem și noi, acum. Despre cum răsfoind dăm de o fotografie a lui Mircea Ivănescu, primită de la Tudor Jebeleanu, despre care vine vorba în niște poezii. Despre această fotografie de care uitasem complet să scriu, pornind de la ea, poate. Ea acolo a plecat peste o carte a lui Joyce. Despre jocul de a să ne închipuim, sau acela în care faci teatru, sau despre jocul în care te prefaci că ești o altă ființă, fiind tot tu. Despre cum se scoate adevărul în mai mulți. Mai mulți eu însumi. Așa cum se trage ridiche aceea uriașă din poveste pe care eu am văzut-o într-o carte, cu poze, în copilărie. Și despre cum am citit de curând Malte Lauritz Brighe, cu gândul la el, împreună cu el. Și despre ce am găsit acolo. Despre cum Malte admira un scriitor. El răsună ca un clopot în aerul curat, parcă așa spunea despre el. Ca un clopot răsună în aerul curat. Și parcă aș termina așa. Ca un clopot răsună în aerul curat. Poezia lui Mircea Ivănescu.